زبان من شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce ține de parfumerie. Pentru astăzi avem din nou noutăți. Noutăți pe site-ul celor de la Dubai Collection și anume Casa Maison Asrar. Dacă sunteți clienți, urmăritori sau consumatori de parfumuri ale acestui site, știți că ei deja au câteva parfumuri ce țin de casa Maison Asrar. Însă, cei de la Maison Asrar au scos câteva colecții noi. Așadar, avem Le Cutie, da? Și Le Armă Albă. Am aici două parfumuri în format full size și am mai fost curioasă de trei dintre ele și acelea vin în sub formă de mostră. Dar coletul bine ambalat ca de obicei, eu oricum nu mai am răbdare și deja am început să scot ce e aici. Nu vreți să știți câta cutioacele au. Și hai să încep cu tine. Direct trecem în subiect și vorbim despre Sunset in Capri de la Maison Asrar. Și avem genul acela de folie ambițioasă. O să râdeți, eu deja râd. O secundă. Gata, am reușit. Victorie. O să râdeți, deoarece acest Sunset in Capri, normal, nu prea este, adică notele ce îl conțin, nu prea sunt în zona mea. Însă, am zis, hai să vedem ce și cum. Hai să-l și deschidem. Deci. Da? Așa se deschide. Și avem aici o veioză. Pot să te scot? Care nu prea pot să o scot. Hai să nu fac eu vreo boacănă. Deci avem o veioză care... căreia i-am scos capacul, însă ea a rămas foarte bine înțepenită aici. Gata. Bun. Veioza mea este aceasta. Deci nu știu, eu una personal nu am așa ceva în colecție. Nu am genul acesta de sticluță tip veioză. Da, pentru mine este acea veioză. Pe care... o voi poza și răspoza, o să o vedeți pe contul meu de Instagram și nu în ultimul rând pe contul meu de TikTok. Linkurile ca de obicei în bara de detalii. Linkurile pentru conturile mele și linkurile pentru fiecare parfum în parte. Haideți să vedem de ce spun eu că normal nu prea este în zona mea acest parfum. Deci... Maison Asrar Romantic Odyssey Collection Sunset in Capri, parfum de damă, 90 de ml, 189 de lei, fără codul meu de reducere ROJ25, cod ce va aduce vouă un discount de 5% la orice achiziționați de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Și aici vorbim de mostre, parfumuri full size, produse de îngrijire, produse pentru casă, mă refer aici la spray-urile acelea de interior. Vouă va aduce un discount de 5%, iar cei 5% sunt transferați în contul meu, iar eu când adun o sumă din care îmi pot comanda un parfum, mi-l comand și vin să vă vorbesc vouă despre el. Ne mai spun cei de pe site-ul celor de la Dubai Collection
că este finalist Beauty World Middle Eastern Luxury Packaging of the Year 2023. Da? Deci veioza aceasta este finalistă la Beauty World Middle East. Ok. Note de vârf. Avem bergamotă, ghimbir, grapefruit. În mijloc avem chihlimbar, apă, magnolie. Iar în bază, mușchi, mosc și piersici. Eu astăzi nu m-am dat cu absolut nimic ca să testez pe piele aceste... Deci, nu știu. Mi se pare super șmecher, da? Eu am râs inițial când le-am văzut pe site, dar în realitate sunt foarte, foarte faine. Capacul nici nu v-am zis. Este din plastic și are niște chestii. Vedeți? Astea sunt așa în interior. Bun. Și sticluța aceasta mi-aduce aminte oarecum de Chopard, sticluța de la Chopard. Dar să vedem cum miroase. Ia să vedem. Așa. Atomizor super bun. Bun. Bergamota nu prea o simt, însă resimt acel ghimbir combinat cu grapefruit. Este un gref dulce, nu e grapefruitul acela de vară, da? Acrișor. Nu, aici avem unul dulceag. Deci miroase super bine. Categoric, merge purtat și acum, în perioada mai rece. Pentru că eu una, nu știu cum sunteți voi, dar... Eu chiar dacă iubesc parfumurile opulente, parfumurile bold, din când în când simt nevoia de ceva mai lejer, ceva mai, mai potolit, ceva mai feminin, dar miroase divin. Acum începe să se îndulcească. Magnolia, aș zice eu, ceva piersici. Iar ei spuneau că undeva în mijloc are note de apă. Treaba asta cu notele de apă, cum să spun eu, îți lasă... Da, pentru că de ce nu atunci când filmezi cu telefonul și telefonul îți sună. Revenim la parfum. Vă spuneam eu că ei spun că în mijloc, vă spuneam eu că ei spun faptul că în notele de mijloc acest parfumel ar conține note de apă. Cum îmi dă mie la nas treaba asta? Explică Ano treaba asta în cuvinte dacă ai cum. Apa logic nu are miros. Însă îmi lasă impresia ca și cum aș mirosi o băutură, nu vă duceți cu gândul la ceva alcoolic, este pur și simplu ca și cum ai lua un pahar mare de apă, combini el, amesteci ghimbir, grapefruit, piersici, ceva magnolie și pur și simplu mixul acesta întreg, da? Este ca și cum... Ca și cum ai face un suc natural din toate treburile astea. Nu știu dacă are sens, dar sper să înțelegeți. Nu știu altfel să explic nota de apă. Însă, pe ansamblu, nu are niciun is Middle Eastern. Deci absolut niciun is Middle Eastern. Dacă mirosiți această aromă, vă duce cu gândul la ceva mainstream, la ceva de designer. Nimic Middle Eastern în el. Arată bine și pentru un cadou, începând cu sticluța și nu în ultimul rând cu cutia în care vine el. Dar îl vom mai lăsa puțin tel, să vedem cum se așează. Și vom trece la unul care, da, este categoric în zona mea. Și vorbim aici despre turat.
turat unisex 100 de mililitri, 109 lei, din nou, fără codul de reducere. Și acesta cum se deschide? Stați așa. Aha. Acesta se deschide, îl scap, nu-l scap. Se deschide așa. Da? Încă o dată, ceva super șmecher de făcut cadou. Și sticluța. Ce sticluță? Din nou. Dacă mă întrebați pe mine, da. Pentru mine este genul meu, îmi place, nu are nici prea multe brizbrizuri. Avem aici o pietricică, un cristăluț, un ceva. Capacul, tot plastic, dar este super ok și el. Și să vedem notele. În vârf avem piper negru, fructe roșii și șofran. În mijloc avem ciocolată, motivul pentru care l-am ales, ciocolată, tămâie și trandafir, iar în bază avem chihlimbar, mușchi și mosc. Hai să vedem pe repede înainte și acesta ce ne spune. Și acesta are un atomizor foarte bun. Ei spun, deci deja m-a trăznit. Da. Șofran, piper negru, fructe roșii, clar. Wow. Se deschide spicy, da? Chiar resimți piper negru, chiar resimți șofran. Se continuă cu șofran, da? Fructele roșii din deschidere nu pot spune că m-au izbit, au fost undeva în fundal. Însă de la primul pufăit, de la primul nas, piper negru și șofran cu siguranță. Am impresia că mă duce cu gândul la ceva. Am uitat. Sunset in Capri este ADN original, așa cum și turat este turat. Da. Turat este un ADN original, însă are ceva, ciocolata din el, nu vă gândiți la genul acela de ciocolată, cum să zic eu, ciocolata aceea dulceagă cu lapte, nu. Eu personal resimt mai degrabă acea ciocolată neagră, ușor amăruie. Cu siguranță este un parfum unisex, nu mi se pare, cel puțin acum. Și nu uităm de faptul că ele sunt abia pufăite, nu sunt macerate, da? După macerare, știți și voi, se schimbă atât performanțele, cât și oarecum aroma în sine. Însă, la momentul de față, într-adevăr, este un unisex. Nu înclină mai mult către niciunul din cele două geluri. Tămâia nu este una proeminentă. Din nou, nu o resimt atât de tare. Este undeva în fundal. Acum s-a dus deschiderea aceea. Deschiderea, piper negru, șofran, un pic spicy, m-a dus pentru o secundă în Baby Cat de la ISL, dar strict vorbind despre deschidere, adică strict comparând deschiderea din turat cu deschiderea din Baby Cat. Preț de un minut, m-au dus acolo. Acum nu mă mai duce către acea zonă, dar da. Este acel parfum pentru sezon rece. Dacă Sunset in Capri este genul de aromă all year round, da? All season, pentru orice anotimp, mama ei de engleză, turat nu. Și îl țineam și invers. El e. Turat nu. Turat nu este genul de parfum cu care să te dai primăvara sau vara. Clar nu. Este spicy,
Este dulceag fără a pica în latura gurmandă și este foarte, foarte misterios. În mijloc ei spun că ar conține și nota de trandafir. Trandafir pe care eu nu îl resimt. Resimt decât combinația aceea de ciocolată neagră, ciocolată ușor amăruie și tămâie. Ok, bun și el. Foarte bun. Să vedem acum mostrele. Am trei monstre. Așa. Și voi începe. Unde ești tu? Nu, cu tine. Voi începe cu Maison Asrar Velvet Collection Fresh Iris. Vă las sticluța aici. El este un parfum de damă, vine în format de 100 de mililitri la prețul de 109 lei, din nou fără cod. Și pe acesta îl vom testa pe un blotăraș. O să vă las notele pe undeva pe aici. Bun. Bun. Ceva fructe roșii și o atingere, dar fix o atingere de șofran. Nu vă gândiți la șofranul acela mult prea mult sau la șofranul acela tipic Middle Eastern. În acesta, parcă resimt ciocolata, o idee mai pronunțată decât în turat, și în Fresh Iris avem genul acela de ciocolată oarecum cu lapte, ciocolata aceea dulceagă, însă când vă spun ciocolată oarecum cu lapte, nu spun că în acest parfumel se simte și o notă lactonică. Nu. Vreau să scot în evidență faptul că ciocolata din Fresh Iris este mult mai dulce decât ciocolata din turat. Tonka, clar. Foarte fain e asta. Foarte, foarte fain. E mult mai safe blind buy decât turat. Turat are acea deschidere de piper șofran, da? Un pic mai pronunțată, un pic mai Middle Eastern. Fresh Iris nu. Este acel parfumel de designer fără nimic Middle Eastern. Irisul. Nu vă gândiți, nu știu, la irisul acela cu tente pudrate. Este un floral dulceag, mai degrabă. Ceva mosc, dar moscul acela curat, pufos, dulceag. Nimic animalic. Dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Fresh Iris, chiar da. Chiar, chiar da. Și din aceeași colecție eram eu curioasă, da. Despre Vanilla Rouge, da? Tot Velvet Collection, vă las sticluța aici, tot 109 lei, 100 de mililitri, din nou fără codul meu de reducere. Și să-l vedem și pe acesta. O, da! Suntem la categoria O, da! Da! O să vă las notele aici, însă nu știu de ce, am impresia. Este oarecum asemănător cu Fresh Iris, doar că nu avem irisul, ci avem vanilia. În rest, merge pe același ADN. Nu știu, este ca și cum ar fi un flanker, dacă mă pot exprima așa, pur și simplu asta am impresia, da? Este același schelet, doar că mutăm două note. Da, la fel. Vanilie.
Șofranul de aici, din nou, este infim, este ca și cum ar fi o atingere, ceva fructe roșii, ciocolată, dar ciocolata de aici o presimt mult mai slabă față de ciocolata din Fresh Iris. O secundă, vă rog. Da, așa da. Și din nou, avem același mosc, dulceag, pufos, nimic animalic, totul pe linia de plutire, da? E totul ok, cum s-ar spune. Și din nou, la fel ca la Fresh Iris, este acel parfumel de designer. Este genul acela, ambele de fapt, atât Vanilla Rouge cât și Fresh Iris, le văd așa, nu știu, acele parfumuri de purtat de zi cu zi. Sunt ok și pentru birou, nu deranjează pe nimeni. Au totodată și factorul acela de compliment, cum se spune. Sunt parfumuri ce pot atrage complimente. Însă nimic Middle Eastern. Absolut nimic, nimic, nimic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, vorbim de data aceasta de altă colecție, Rose Collection. Parfumul se numește Bouquet. Vă las aici sticluța. Și acesta vine la 110 ml, 109 lei, același preț ca celelalte două de dinainte. 110 ml sau un parfum full size plus un decant de 10 ml, cum spun eu. Acesta am fost pe punctul de a lua sticla full size, deoarece mă rupseseră notele. Mult mai in your face decât cele două din colecția Velvet, Fresh Iris și Vanilla Rouge. Floral, fructat, dulce, dar pur și simplu din deschidere te izbește, este ceva in your face. Ușor citric. Are un trandafir aici, care am impresia că este cel bulgăresc. Nu. Este un trandafir combinat cu ceva zmeură. Un trandafir cu o zmeură ce pentru început mi-a dat tenta aceea de trandafir bogat, cremos, catifelat, dar nu. Este trandafir cu zmeură. Asta e foarte puternic. Foarte, foarte puternic. Dacă celelalte două despre care v-am vorbit înainte le consider parfumuri ok pentru birou și de zi cu zi, acest buchet categoric nu. Acest buchet este un parfum ce face parte ca... Ce face parte din categoria parfumurilor opulente. Este mirosul acela cu coloană vertebrală, cum îi spun eu. Este aroma aceea ce te izbește în față. Este mai degrabă un parfum de seară, în opinia mea. Mențin ceea ce am spus la început, floral, fructat, dulceag și ceva gurmand undeva în fundal, ceva dulce gurmand. Dar da, miroase super bine. Ăsta chiar e, momentan nu-l pot asemăna cu ceva. Nu. M-ar duce cu gândul la ceva, dar momentan nu spun.
Trebuie să le mai testez și oricum, vă dați seama, am mirosit deja, acesta este al cincilea. Nu prea mai sunt eu coerentă la ora actuală. Dar este un alt fel de miros. Un floral fructat dulceag, ceva mai in your face, ceva mai de seară, cum spun eu. Și categoric este perfect pentru vremea rece, hai să zicem până în primăvară. Vara eu una nu aș putea purta așa ceva, oricât de mult îmi plac mie parfumurile bold. Bun, haideți să revenim. Întâi spălăm puțin Bun. Și revenim la Sunset in Capri. Da, da. Dacă deschiderea, dacă notele din deschidere vă duc cu gândul la acel parfum de vară strict, ei bine, în dry down nu este acel parfum de vară. Este cald, este dulceag, este o piersică frumoasă în uscare și miroase foarte, foarte special. Deci, veioza asta merită toți banii, chiar miroase deosebit. Este mixul acela, cum spun eu, se deschide ușor... Se deschide cu o aromă ce te duce cu gândul ușor către un parfum de vară, iar în dry down este un parfum dulceag, un parfum fructat cu o piersică incredibil de frumoasă. Deci piersica din bază, nu, acum direct este o piersică acolo. O piersică mega, mega șmecheră, cum spun eu. Îl pun și pe el în cutiuță. Foarte tare prezentarea. Foarte, foarte tare. Bun. Revenim la turat. Ia să vedem. Și turat s-a schimbat. Se simte mult mai bine ciocolata, dar este o ciocolată, cum să spun eu. Genul acela de... ciocolată sau de desert Middle Eastern. Are ceva misterios, are ceva sexy pe lângă partea asta de desert, dar resimt ca și cum ar fi o ciocolată ușor spicy. Deci nu știu ce am astăzi. Resimt ca și cum ar fi o ciocolată ușor spicy cu ceva șofran. E o chestie... Ciocolată Middle Eastern, cum zic eu. Dar da, miroase, categoric miroase altfel. Nu e genul acela de parfum ce îl întâlnești la orice colț de stradă. Nu este parfumul pe care îl poți folosi când mergi în Carrefour, Cora, Lidl și așa mai departe. Tămâia începe să își piardă din intensitate. Iar treaba asta, nu știu, nu merge neapărat către latura gurmandă. Chiar dacă eu am spus desert Middle Eastern, chiar dacă eu am spus acea ciocolată Middle Eastern, nu merge către latura neapărat gurmandă, deoarece moscul din el echilibrează toată treaba. Și nu vă gândiți la moscul acela animalic. Nu. Dar da, este genul de parfum ce îl poate purta cu siguranță și un bărbat. Este fix genul de parfum unisex, cum v-am spus de la primul nas, nu înclină mai mult către niciunul din cele două genuri. Dar foarte fain, e un miros aparte, sincer. Dacă Sunset in Capri este acel parfum de designer, ca și ADN, ca și profil olfactiv, Turati este acel parfum cu apucături de nișă, da? Nu este acel parfum de designer. Turat nu. Este, da, un parfum cu apucături de
nișă, este altceva. Asta vreau să spun. Revenim la Fresh Iris. Da, acum se resimte mult mai bine combinația de iris cu ciocolată. Da, clar. Ăsta e iris cu ciocolată și cu ceva ce îi dă o tentă răcoritoare. Nu pot spune că ar fi mentă direct, că nu este aroma aceea de mentă. E ceva aici ce îl face să fie răcoritor. E genul acela de parfum răcoritor. Șofranul nu se mai resimte, a rămas undeva în spate. Dar da, super tare. Și totuși mă gândesc, și ăsta îmi seamănă cu ceva. Oricum, mostrele le voi mai purta de sine stătător, acum și așa am sunsetting capri aici și turat aici. Și voi vedea, dar am impresia că mă duce încă un telefon, că de ce nu? Centrală telefonică și eu stau și mă întreb de ce atâtea bâlbeazi. Păi telefonul meu zbârnie mai rău ca niciodată. Revenim, nu la buchet. Revenim la... Unde ești? Aici. Vanilla Rouge. Mai mult îmi place Fresh Iris. Vanilla Rouge are o vanilie. Vanilla Rouge are o vanilie. Vanilia din Vanilla Rouge este foarte acolo. Iubesc nota de vanilie, însă aici e o combinație un pic, nu, hai să vedem pe piele, că nu mă lămuresc eu cu ceva aici. Pentru că de, știți și voi că una e pe blotter, alta e pe piele. E, așa da, fix ce spuneam. Pe piele are o înclinație ușor gurmandă. Pe piele treaba asta altfel, mult mai altfel. Este un parfum dulceag, este, aș putea spune că e genul acela de parfum cozy. Perfect toamnă-iarnă. Miros de designer, aș zice eu. Și da. Vanilia este una ok, deci pe piele față de blotter e cu totul altfel treaba. Da, mult mai bine. Pe piele are și o tentă florală, mult mai bine ieșită în evidență decât pe blotter. Și da, acum începe să-și facă apariția acea ciocolată dulce. Nu este ciocolata din turat. Ciocolata din turat este acea ciocolată ușor, ușor amăruie. Ciocolata neagră. Și ultimul, dar nu cel din urmă, buchet. Da. Mă izbește din nou aceeași combinație trandafir-zmeură. Trandafir-zmeură, dar... Este cu siguranță în continuare acel parfum sexy, misterios, de seară, de vreme rece. Un pic de iasomie, un pic mai multă. Acel floral fructat, opulent, da? Mai mult de atât. Fixat cel puțin în accepțiunea mea și testându-l pentru prima dată pe blotter, pe această combinație, trandafir-zmeură, iar acum în dry down se duce în trandafir-zmeură-iasomie. Bun, cam atât pentru astăzi, nu am idee
cât de lung a fost acest clip, pentru că am întrerupt de 11.000 de ori, dar nu mai contează. Dacă ați testat și voi sau dacă aveți vreunul din parfumurile prezentate, vă aștept cu drag în secțiunea comentarii să dezbatem cu și despre ele. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o, iar până data viitoare vă îmbrățișez, vă doresc zile minunate, însorite, că de nu prea mai avem parte de soare și neapărat pline, pline de parfum. V-am pupat! Zvonimea șarafamei!